este să pregătim pentru unul din corpuri un proiect pe care să-l depunem în măsura în care vom întâlni criteriile de eligibilitate odată ce va apărea ghidul, să știm acest lucru. Pe programul finanțat de către Guvernul Norvegiei în baza memorandumului bilateral cu România, care sperăm în curând va face public ghidul de finanțare pentru restaurarea patrimoniului cultural istoric. Din păcate, valoarea maximă probabil nu va depăși 2 milioane sau 2 milioane jumate de euro, încă sunt dezbateri și discuții în interiorul unității de management pentru proiecte din cadrul Ministerului Culturii privitoare la suma maximă care va fi alocată acelui proiect. O a doua componentă financiară care de data asta ar primi alte încă două din corpurile Palatului Principilor, o luăm în considerare pentru a o transforma într-un hub de industrii creative pe zona de cultural, Meșteșugul și ITNC, posibil depus pe finanțare în cadrul programului operațional regional, AXA 2, componenta 2.1, incubatoare de afaceri, unde valoarea totală a unui proiect poate ajunge la 7 milioane de euro, valoarea nerambursabilă, cu o finanțare de alte între 7 milioane de euro, pentru că finanțarea este pe procentul 50-50%. Este o modalitate prin care gândim activarea unei porțiuni a Palatului, în special partea de secol XIX, cu ocupații pe care noi le considerăm foarte importante pentru îmbunătățirea calității vieții și a creșterii atractivității unui astfel de clădiri de patrimoniu, în contextul a tot ceea ce am reușit să facem până acum și noi ca administrație și alte instituții care au reușit să lucreze și să finalizeze proiecte în zona istorică.